După 4 ani de la mitingul diasporei încheiat cu intervenția în forță a jandarmilor, procurorul militar care a fost acolo și care a deschis dosarul recunoaște că ancheta a fost tărăgânată și o parte dintre fapte s-ar putea prescrie anul viitor. Bogdan Pirlog a dat exemplu presupusele infracțiuni ale jandarmilor de fals și purtare abuzivă. Judecătorul e cel care decide dacă aplică deciziile CCR. Dacă nu se aplică, faptele s-ar prescrie în 2025. Gândiți-vă că un proces în care discutăm de undeva la 600-700 de persoane vătămate, în jur de 1000 de martori, în mod natural nu se va termina rapid. Procurorul general al României, Gabriela Scutea, a declarat într-o emisiune TV că presupusele fapte de abuz în serviciu ale politicienilor s-ar prescrie în 2026. Scutea a dat de înțeles că politicienii care le-ar fi dat ordine jandarmilor să intervină în forță, inclusiv împotriva protestatarilor pașnici, ar putea fi anchetați. Nu excludem posibilitatea ca, pe baza probelor care se vor mai administra în continuare, să se poată stabili și alte tipuri de implicare ale unor responsabili din administrația publică centrală și locală. În privința persoanelor care nu sunt suspecți în acest moment, termenele de prescripție vor fi de 8 ani, pentru că discutăm de factorul politic care poate fi angajat ca răspundere penală sub aspectul abuzului în serviciu. 2018 plus 8 ani ne duce în anul 2026. Procurorul general declară că ar putea fi audiate sau reaudiate atât Viorica Dăncilă, premier la acea vreme, cât și Carmen Dan, care conducea Ministerul de Interne. Gabriela Scutea spune că procurorii militari au 523 de transcriere ale discuției dintre jandarmi în cască și imagini cu violențe. Ea susține că doar Jandarmeria București a folosit aproape 400 de grenade lacrimogene și peste 200 de cartușe, iar procurorii au solicitat astfel de informații și de la jandarmii din Craiova și Ploiești, prezenți în Piața Victoriei, la mitingul diasporei din 10 august 2018.